FAQJ, demers la Comisia pentru Controlul SRI, solicitare urgent pentru Claudiu Manda în cazul protocoalelor secrete. Cristina Tarcea, FAQJ, a spus că între instituția pe care o conduce, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiciei SRI a existat un protocol secret, care a fost iniat în 2009 care i-a încheiat efectele la 1 februarie 2014. Însă, eful Comisiei Comune Permanente a Camerei Deputaților sublinierei Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, Claudiu Manda, a declarat că el mai știe de un protocol secret. Tarcea îi cere lui Manda, printr-o scrisoare, să-i trimit instituțional cel de-al doilea protocol la care a făcut referire, despre care se susține ce ar fi în vigoare, pentru a putea dispune măsurile care se impun în urma analizării acestuia. Domnului senator Claudiu Iulian Manda. Presubliniere din TEP. Comisia Comun Permanentă a Camerei Deputaților sublinierei Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Domnule presubliniere din TEP. În urma informațiilor apărute în spațiul public în ziua de 23 aprilie 2018, vă transmit următoarea. Scrisoare deschis referitoare la existența protocoalelor clasificate. Ca o consecință a măsurilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul Înaltei Curți de Casație sublinierei Justiciei au fost efectuate verificări cu privire la existența unor protocoale clasificate de cooperare. Rezultatul verificărilor s-a concretizat în identificarea unui singur protocol cu caracter clasificat încheiat în anul 2009 între Înalta Curte de Casație sublinierei Justiciei, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiciei sublinierei Serviciul Român de Informații, protocol ale cărui efecte au încetat prin intrarea în vigoare a noului cod de proceduri penale la data de 1 februarie 2014. Protocolul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii sublinierei, în vederea declasificării acestuia, au fost solicitate avizele celorlalte instituții semnatare, respectiv parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție sublinierei Serviciului Român de Informații. În ziua de 23 aprilie 2018 au apărut informații în spațiul public referitoare la o declarație a dumneavoastră. Potrivit cereia, ar există două protocoale încheiate de Înalta Curte, cel din anul 2009, semnat de reprezentanții ai celor trei instituții sublinierei un alt protocol, pentru care nu se menționează cu claritate anul încheierii sublinierei instituțiile semnatare. Potrivit informațiilor din spațiul public, dumneavoastră. Aci fi susținut că acest din urmă protocol, care ar fi ajuns în posesia Comisiei, este încă în vigoare. Având în vedere faptul că,
a sublinierea cum am arătat, în arhivele instanței supreme nu este evidențiat existența unui al doilea protocol. Vă adresez rugmintea să aveți amabilitatea să mi trimiteți instituțional cel de al doilea protocol la care ați făcut referire, despre care se susține ce ar fi încă în vigoare, pentru a putea dispune măsurile care se impun în urma analizării acestuia. Demersul meu este justificat de atitudinea mea consecvent de a afla adevărul sublinierei de înlătura orice eventuale suspiciuni ori acuzații nefondate ce ar putea plana asupra corpului de judecători din care fac parte. Vă asigur, domnule presubliniere dinte, de deplina mea considerație sublinierei vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul acordat. 24 aprilie 2018 judector Iulia Cristina Tarcea. Presubliniere dinte. În alta curte de casație sublinierei justiție, se arată în scrisoarea J.